Legea porcului stârnește nemulțumiri printre gospodari și micii fermieri care nu înțeleg de ce sunt constrânși să renunțe la creșterea acestor animale care le asigură o sursă de hrană de calitate incomparabil mai bună decât cea din supermarketuri, susțin ei. Unul dintre micii crescători de animale de lângă capitală, Nea Mărin din Bolintin Vale, nu vede cu ochi bune această lege și consideră că prin ea se urmărește distrugerea micului fermier din țara noastră. Nea Mărin consideră că această lege va duce și la încetarea practicării unei tradiții vechi de sute de ani în mediul rural, pomana porcului, un obicei strâns legat de sărbătoarea Crăciunului. Tradiția noastră la Bolintin Vale este să ciocnim un pahar cu țuică fiartă, să tăiem un porc săptămânal până la Crăciun și să tăiem mangalița, că mangalița e porcul nostru românesc, domnule. De ce să mâncăm carne adusă din afară, care nu e bună de nimic, crescută cu concentrate? Aici este ce e carne adevărată. Pune pentru noi pe masă tot ce are în casă. O gazdă adevărată. E o gazdă adevărată. Și un gospodar adevărat. Și care încearcă să păstreze tradițiile vechi moștenite din tată în fiu, tradiții de la daci încoace, da? Tradiții care în ziua de azi vor să ni le reprime, vor să ne oblige să le uităm. Suntem crescuți de părinți într-un anumit fel. Nu putem acum să ne schimbăm că vrea Uniunea Europeană. Vin la Nea Mărin aici în Bolintin Vale, ferma dânsului este de foarte mult timp, are produse naturale, are toate sortimentele de carne, struți, porc, vită. Legea porcului a trecut de Senat la sfârșitul lunii noiembrie cu susținerea PNL, PSD și USR și va ajunge la Camera Deputaților, care este fort decizional. Proiectul inițiat de UDMR le interzice românilor să mai crească în gospodării pentru propriul consum mai mult de 5 porci. Totodată, hrănirea porcilor cu resturi alimentare este interzisă, amenzile depășind 18.000 de lei.